Acum intră în avanduc, o așează și după ce e gata, aici e o poartă care a coborât în apă, o să urce poarta, scoate apa din doc și vaporul rămâne pe uscat. Deci eu acum sunt pe o poartă de fier foarte mare și dincolo avem apă până sus. Deci în dreapta e gol, dincoace este Marea Neagră. Asta e o poartă mare de fier. Ia să vedeți cum e apa aici până sus. Deci doar poarta asta de fier ține apa ca să nu intre în doc, unde lucrează oamenii. Și când e gata nava, poarta coboară în apă, aici se umple cu apă și nava iese direct în mare. Acum anunță că e liber și că poate să ridice poarta. Începe să se vadă poarta ușor, cum iese din apă. Se vede o balustradă. Deci poarta asta mare, după ce scoate apa din doc, ține apa, practic Marea Neagră, să nu intre în doc aici unde o să fie uscat. Și sistemul e foarte simplu, este un zbir mare acolo și un zbir aici, controlat de un motor care coboară și urcă. Oamenii de acolo tot la fel așteaptă ca să fie poarta ridicată, să poată să treacă pe ea, pentru că se circulă pe ea. E și drum de acces. Și cu mulți ani în urmă, circulau și mașinile pe ea. Dar acum doar pietonii au voie. Deschid porțile și lumea trece pe ea. A început acum să scoată apa din doc. Pe acolo sunt pompele. Durează cam 4 ore până e docul uscat. Deci în 4 ore vaporul o să fie în aer, pe uscat, pe niște pontili așezați și măsurați dinainte, care vine exact cum vine vaporul sub el. Așa arată docul gol. Și dincolo de poartă este apă până sus. Acum sunt pe poarta docului. Și dincoace avem Marea Neagră. Și aici se poate lucra la vapor.